A fost haos la ghișeele din Gara de Nord după ce sute de călători au așteptat chiar și 3 ore trenurile. Păi spuneți că a luat foc locomotiva, doamne, de ce nu spuneți așa? Că mi-a spus copilul că a luat foc locomotiva. Unde? În Ploiești, în gară sau sunteți în altă parte? Că aici nu vrea să dea nicio explicație femeia asta. În gară? Și vi s-a dat și vouă apă, ceva? Că stați de ore în șir în trenul ăla. Nimic, nu? E o nesimțire din partea ministerului, a direcției regionale, din habar n-am cum sunt organizat, e bătaie de joc. Ne aștept fica. De la ora 16:57, când trebuia să apară. Acum este 8 seara. Este 8 seara, nu au dat, am solicitat să le stădea măcar apă, am solicitat să le stădea niște autobuze, să fie retranslat. Nu, nu au avut chef de așa ceva. Am dat e-mail, am dat și numărul de telefon, nu m-a contactat absolut nimeni. Am avut informații, cer scuze, de la TV. O parte bună dintre călătorii au ajuns într-un final de la Brașov în Gara de Nord după ore bune de așteptare. Aproximativ 3 ore. Am vorbit cu un prieten și ne-a adus ceva, ne-am descurcat. Am întârziat foarte mult, deci noi trebuia să ajungem la ora 5, la ora 17 și este ora 8:30. A fost foarte multă zăpușeală, noi nu am avut nimic de mâncare, nici de băut, am cerșit. Atât ne spuneam, mai așteptați, mai așteptați. O apă v-a oferit cei de la CFR? Nu, nu, nimic, nu, nimic. S-a reluat circulația normal pe ambele fire, trenurile au început să circule în ambele sensuri, am avut la îndrumare din Gara de Nord în jur de 10 trenuri cu un total de 890 de minute întârziere la îndrumare, iar în parcurs 15 trenuri cu 1100 de minute întârziere. Numai cele două trenuri care veneau din zona Văii Prahovei au avut cam 1000 de călători pe fiecare tren, deci per total au fost câteva mii de călători afectați. Oamenii care au avut de suferit din cauza acestui incident pot face cereri și vor fi despăgubiți integral, a asigurat directorul CFR Călători.